În acest clip vom vedea cum se lucrează cu resursele de tip chestionar cu răspuns multiplu și cu răspuns simplu în livresc. O resursă de tip chestionar se poate crea în organizator, situație în care poate fi folosită în mai multe secțiuni sau într-o fereastră pop-up sau direct într-o secțiune. După crearea unei resurse de tip chestionar, se intră în modul de editare cu dublu click. Dacă se dorește, se poate scrie un titlu sau se poate alege funcția de ascundere a titlului. În următoarea etapă, se configurează chestionarul un chestionar poate să aibă una sau mai multe întrebări. Fiecare întrebare poate să fie de alt tip. Tipurile disponibile sunt: cu răspuns multiplu, cu răspuns simplu, cu plasare de text sau imagine, cu selectare din listă, cu reordonare și cu răspuns Liber. Vom vedea în continuare cum se lucrează cu chestionarele cu răspunsuri multiple și cu un singur răspuns corect. La chestionarele cu răspuns multiplu se completează mai întâi câmpul care conține întrebarea, apoi variantele de răspuns. Atât în corpul întrebării cât și în câmpurile de răspuns pot fi introduse imagini. Se pot adăuga sau șterge variante Însă este necesar să fie cel puțin două. La orice eroare în realizarea unui chestionar apare o pictogramă de avertizare. La mouse over aceasta afișează și eroarea respectivă. Pentru variantele de răspuns corecte, trebuie bifat câmpul corect. Este necesară bifarea a cel puțin un câmp, altfel apare din nou un mesaj de eroare. Dacă se bifează câmpul variante amestecate. La fiecare afișare a chestionarului, variantele de răspuns vor fi așezate într-o ordine aleatoare. La chestionarele cu un singur răspuns corect, sunt valabile aceleași observații ca la cele cu răspuns multiplu. Singura deosebire este că aici poate fi bifată o singură variantă corectă de răspuns. Opțiunile pe care le avem la dispoziție pentru orice chestionar: sunt prezentate într-un tutorial separat. Dacă previzualizăm cele două întrebări, observăm că cele două tipuri sunt diferențiate și prin forma câmpului de bifare. La întrebările cu răspuns multiplu, câmpul are formă de pătrat. Iar la întrebările cu răspuns simplu, are formă de cerc.